Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bine v-am regăsit, vă spune DJ Gabi. Aha, împreună cu Mr. Marcus Robi, azi, joi, 25 septembrie 2014, la o nouă ediție a Ceaiului de Dimineață. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, se încălzesc sarmalele, se ascut săbile. Asistăm, nici n-a început deja campania electorală și asistăm la lovituri, ce mai, adevărate lovituri sub centură. Dar câte un ac, nu? Câte o furculiță, câte o împunsătură, câte o cusătură. Nu știu dacă se mai poate coase la loc chiar în condiții optime ce s-a tăiat, așa, în carne vie. Dar ideea e că în România democrația funcționează. De ce vă spun asta? Păi avem și două femei prea iubite și neprețuite. Și când spun două femei, mă refer la Elena Udrea și Monica Macovei. Poate să spună cineva că în România nu e democrație, mai ales că există încă foarte multe țări pe mapa mondul ăsta, pe frumoasa planetă în care pe care ne desfășurăm zilnic activitatea, Terra, multe țări în care femeile nu au dreptul să candideze la o asemenea funcție. Da? Toată lumea acum încearcă să vadă cauza și efectul. De ce s-a descoperit Turcescu? E, unii spun că ar fi vorba de Klaus Iohannis, nu de atac la Ponta. Căci că domnul care le mișcă și le poziționează, le manipulează toate din umbră, ar fi foarte interesat să cadă afară din cursă Klaus Iohannis ca să coaguleze toată opoziția, mai ales dreapta, să o strângă unit în jurul doamnei preferate. Un scenariu foarte interesant și mi se leagă așa cu declarațiile de alaltăieri a unei doamne care spunea: voi fi prima doamnă și președintele României. Din când? Din toamnă. Dar mi-aduc aminte de o poezie de-a lui Ion Minulescu. Minulescu a fost un poet care s-a bucurat în perioada interbelică de o faimă extraordinară. A fost foarte citit, a fost foarte apreciat. Nu știu de ce după venirea comuniștilor a fost intrat așa într-un cont de umbră, dar asta nu înseamnă că n-are valoare. Ion Minulescu spunea: îți mai aduce aminte, doamnă? Era târziu și era toamnă. E, cred că pentru unii dintre candidați deja e cam târziu, inclusiv pentru unele candidate. Da? De ce le spun pe astea? Că mai am foarte puțin și nu mai am voie să spun nimic. Din 3 octombrie intrăm din nou în silențiu stampa și nu vă citesc niciun nume politic. O să trecem pe de-alea, pe maimuțărel, pe cancanul, pe brizuri, pe bârfe, pe șușanale. Că asta e TT, campania electorală. Știți? Mi se închide gura, adică muclesc că tu nu ești implicat în campania electorală, nu faci misiuni electorale, nu trebuie să superi pe nimeni, ia un biscuit și stai cu minte acolo, băiatul. Șș, liniște, că trezești poporul adormit. Culme, că tocmai ăsta este rolul meu, să trezesc poporul dimineața, nu? Cu ceaiul, cu ceaiul. Da, dragi telespectatori, vom trăi și vom vedea, știți cântecelul, cu pacea vom apăra. L-am văzut pe domnul Victor Ponta la New York, se duce, azi a spus parcă nu, aseară zicea că azi se duce să vorbească cu companiile americane. E, cu care? Cu cele din sectorul energetic, pentru că americanii sunt cei mai avansați din punct de vedere tehnologic din lume. Dar nu e vorba doar de asta. E vorba că americanii sunt în toate cele câte sunt în cer și pe pământ și chiar am văzut că au reușit să coaguleze o coaliție împotriva statului islamic. Coaliție în care au mai intrat Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Qatarul,
Cine mai e? Ba, mai mult și Bashar, președintele Siriei, a trimis o scrisoare lui Obama să colaboreze. Să... Nu știu dacă Obama va dori să colaboreze cu președintele Siriei, dar mi-aduc aminte că americanii au fost cei care i-au sprijinit pe rebeli. E și în momentul în care rebelii au prins putere, opa, s-au trezit că sunt islamiști, frate. Li se întâmplă cam des americanilor în ultimul timp și cred că e datorită faptului că nu au niște consilieri specializați pe problemele Orientului Mijlociu. De ce vă spun asta? Nu știu, istoria e un ciclu care se repetă, dar că în alte conjuncturi. Pe cine aveau americanii în vârf de lance în Asia? Pe generalul Pervez Musharraf în Pakistan. E, cum l-au schimbat? Conducea cu mână de fier. Cum l-au schimbat? Cum au prins puterea acolo islamiștii? Fanatici, extremiștii religioși, da? Să ne aducem aminte că acolo s-ascundea de fapt și Osama Bin Laden. Să nu spuneți că serviciul de informații a Pakistanului nu știa asta. Serviciile lor secrete o știau. Bun. Să trecem dincolo. Egipt. În Egipt, cum l-au schimbat pe ăsta alalt, pe Hosni Mubarak? Cum au prins putere extremiștii? Deși Hosni Mubarak era omul lor. Da, a depășit și el limita în ceea ce privește drepturile omului. E, există unele țări în care, dacă nu lași armata să conducă cu mână de fier, ei efectiv capacul de pe oală, exact când dă în clocot. Pentru că, vedeți dumneavoastră, ăsta e specificul de țară. Acolo, islamiștii fanatici își fac o propagandă deșanțată. Acolo ei încearcă să și găsesc adepți, pentru că întotdeauna, în momentul în care sărăcia e mare, oamenii sunt cuprinși de disperare și ajung pe mâna extremiștilor, din păcate. Ei profită exact de acest fapt, de nivelul de trai scăzut al țărilor țintă și prin rădăcini acolo. La secunda 2, americani, ce americani mă vezi de treabă? Da? Așa au pățit și cu Siria. I-au ajutat pe rebeli până când au constatat, hopa, că e o mică mare problemă. Rebelii s-au pus pe prigonit minorități etnice și religioase, ca de exemplu, inclusiv au trecut pe decapitat preoți creștini, pe dinamitat biserici, pe prăpăt ce-au făcut acolo. Și atunci s-a pus problema, stai puțin, de fapt noi pe cine sprijinim? Aha, bun, s-au trezit. Bine că nu s-au trezit în după. Din păcate, asta este lumea urâtă în care trăim și sperăm ca această coaliție să se încununeze, dă succes în lupta împotriva statului islamic, al cum spunea califatul din Irak și Siria. Dar știu un lucru extraordinar, americanii sunt atât de porniți încât au aruncat în luptă până și celebrele avioane de generația 5-a F-22 Lockheed Martin Raptor. Știți ce se întâmplă cu aceste avioane? Pot mai mult decât omul. Foarte mulți piloți americani, dintre cei mai buni, s-au plâns de dureri în piept, dificultăți de respirație și dureri de cap. De ce? Avionul are niște performanțe extraordinare, nemai atinse până acum. Viteză, fiabilitate, e ceva poate prea mult pentru om. Da, posibil ca pe viitor astfel de avioane să fie conduse de roboți sau să fie conduse fără pilot, exact ca și dronele, de pilot de la sol. E, dacă le-au aruncat în luptă și pe astea, înseamnă că sunt foarte hotărâți. De ce? Sunt foarte scumpe, ei nu riscă să le fie doborât vreun avion, pentru că automat tehnologia respectivă e cumpărată ori de ruși, ori de chinezi. Ne aducem aminte că în momentul în care războiul din Iugoslavia, prin anii 90, sârbii aveau un spion, o cârtiță, la NATO, la Bruxelles, care le-a dat traseul avioanelor Stilt. Și-au tras la întâmplare și-au doborât unul.
La secunda 2 s-au trezit cu tot felul de turiști chinezi care cutreierau satele și cumpărau de la sate în câte o bucățică, pentru că în momentul în care avionul a fost atins de o rachetă, s-a dezintegrat, ori bucăți din ele au putut fi recuperate după kilometri întregi. E, drept urmare, după vreo 10 ani, chinezii au prezentat primul lor avion invizibil, care semăna a dracului de bine cu stiltul. Știți, deci, un astfel de avion doborât e mană cerească pentru unii. De aceea, americanii nu-și permit să lanseze avioanele oricum. Le au la niște altitudini de la care țintesc cu o precizie, am înțeles că sunt țintele targetate, localizate și marcate cu GPS-ul. Racheta se duce exact la domiciliul clientului, acolo unde s-a solicitat pizza. Da, dragi telespectatori, să trecem la vreme, că ne interesează și pe noi. Ci că 3 grade Celsius în acest moment la satul mare. Nu prea vine să cred. Nu mi s-a părut așa de frig. Robi! Robi! Nu știu ce. Robi! 3 grade, ți s-a părut așa frig astăzi? Da, zice Robi, că da, mă, a fost frig. Bun. Nu știu, că m-a dat jos din mașină și am venit 20 de metri. Nici atât. 3 grade Celsius în acest moment la satul mare. Avem prognozat o maximă de 19 grade Celsius, o minimă de 9 grade, șanse de precipitații 0%, cer parțial noros. Mâine ploaie, 17 grade Celsius, maxima 6 grade, minima 70%, șanse de precipitații. Sâmbătă, 27 septembrie, cer senin, 19 grade Celsius, maxima 8 grade, minima 0%, șanse de precipitații. Și de acolo până miercurea viitoare tot senin o să avem. Duminică 28, cer senin, 20 de grade Celsius, maxima 6 grade, minima 10%, șanse de precipitații. Luni 29 septembrie, senin 22 de grade Celsius, maxima 8 grade, minima. Deci nu-mi vine să cred. Marți, 30 septembrie, în ultima zi a lunii septembrie, 23 de grade Celsius, maxima 10 grade, minima. Iar miercuri, 1 octombrie, cer senin, 23 de grade Celsius, maxima 9 grade, minima 0% șanse de precipitații. O să avem 1, 2, 3, 4, 5 zile frumoase de toamnă. Senine, vom ieși și noi la puțină mișcare, la o plimbare, și vom recita poezia Ah, ce plăcere, ce parfum de tei, merită plimbarea chiar 5.000 de lei. Dragi telespectatori, să vedem cine s-a născut pe 25 septembrie, să se ridice sus. Da, ajungem și acolo. Foarte tare. 1906 s-a născut Dmitri Șostakovici, compozitor rus. N-am avut onoarea și plăcerea să-l cunosc. 1913 s-a născut Maria Tănase, privighetoarea muzicii populare românești. Maria Tănase, interpretă de muzică populară românească, decedată în 1963. 1914, Marcel Marcian, prozator din România. 1920, Serghei Bondarciuc, actor sovietic de origine ucraineană. 1932, Glenn Gould, pianist și compozitor canadian, decedat în 1982. 1936, Ileana Sărăroiu, interpretă de muzică populară românească, decedat în 1979. Da, a avut niște melodii fabuloase. Era una dintre interpretele preferate ale părinților mei, așa că am auzit-o de mică prin casă. Era extraordinară melodia O bătrână într-o gară. Fabuloasă. Cum nu știți, fetițo te-aș întreba, unde e Târgoviștea? Fetițo, fetița mea, taringhidin, taringhidan, taringhidin, taringhidan, că nu știu că străioară și-s venită de la țară. Fetițo, fetița mea. Fabuloasă melodie. 1944, Dorin Liviu Zaharia, muzician român, decedat în 1987. 1944, faimosul soț al și mai faimoase interprete, una dintre cele mai frumoase femei din lume, Michael Douglas, soțul lui Catherine Zeta-Jones,
Ah, Catherine Zeta-Jones mi-a muiat inima în filmul cu Zorro, cu Antonio Banderas. Oh, oh, oh. De ce? Pentru că mi-a plăcut întotdeauna băiatul ăla care vine și luptă împotriva sistemului corupt până măduva oaselor. Întotdeauna mi-a plăcut genul ăsta de filme. Și culmea că în film și câștigă. În viața reală rămâne totuși așa, o utopie. E cam greu. Pentru că sunt prea mulți cei corupți și nu te poți lupta cu sistemul, că o să pățești ca Don Quixote cu morile de vânt, că te învârte de cap, te zăpăcește și când te-a aruncat în șanță ești bun de internat la aia cu țăcăneala în cap. L-ați văzut pe săracul Sobaru. Nu-l mai înțeleg pe omul ăsta. Bun, odată a protestat, s-a aruncat, s-a nu știu ce. Am aflat că din fondul special al guvernului a primit un apartament cu 4 camere. Bun, știu, copilul lui are o problemă, are o problemă mare. Că nu-l ajută nimeni, că nu știu ce, că nu știu cum. Nu știu, cumva trebuie să ne dezobișnuim din asta cu mâna întinsă. Pentru că, eu v-am spus nu odată, nimeni nu o să-ți dea nimic gratuit. Întotdeauna când primești ceva, stai liniștit. Vine momentul când, chiar dacă nu ți s-a cerut nimic până acum, ți se va cere. Deci nu există nimic gratuit. Nu. Poate bunătatea sufletească, altruismul al celor care fac niște donații anonime. Atât. În rest, nimeni nu-ți dă nimic gratuit. Toți îți dau pentru că au interesul când îți dau. Dar de obicei nu se mai dă așa. Gata, s-a terminat, s-a închis robinetul. Îmi pare foarte rău pentru că a ajuns omul chiar la să intri cu mașina în bariera de la guvern, dar dumnealui n-a știut că barierele respective sunt destul de rezistente și că la secunda 2 o să-l ia SPP-ul la întrebări. Îmi pare foarte rău că face astfel de acte necugetate, dar până la urmă nu mai știu ce vrea omul ăsta. Da, din păcate. La început am zis, da, e un om sărac, disperat, dar până la urmă îmi pun întrebări asupra integrității lui, fizice, psihice, nu știu, asupra omul, fiu are îndeplinătatea facultăților mentale. Eu nu mai știu ce să cred. Da, 1946, wow, s-a născut un domn care este supranumit cu un nume de cod, Motanul. Ziua de naștere a lui Dan Voiculescu, politician și om de afaceri român. Da, n-a cedat, n-a jucat cum mi s-a cântat și i-au rezolvat un dosar, l-au arestat. 1949, Pedro Almodovar, regizor spaniol, da, mare regizor. 1951, Mark Hamill, actor american. 1955, unul dintre cei mai mari fotbaliști germani ai tuturor timpurilor. Karl-Heinz Rummenigge, fotbalist german. 1952, Christopher Reeve, actor american de film. Dragii mei, e omul care mi-a făcut frumoasă copilăria. Cum vă spuneam, e un alt erou care m-a făcut să cred în bine. Christopher Reeve l-a interpretat pe Superman. Culmea e că în urma unui accident, cel care l-a interpretat pe Superman a rămas paralizat. Deci asta m-a distrus la momentul respectiv vestea. De ce? Pentru că toți ăia răi puteau să spună, vedeți, l-am aranjat și pe Superman. Se zbate într-un cărucior cu rotile. Christopher Reeve, un om extraordinar, a luptat până în ultima clipă și a dus înainte programul de recuperare, sperând că într-o zi va reuși să meargă din nou. Dar vedeți, dumneavoastră, asta e viața. Nu știi niciodată ce se va întâmpla mâine. Dar am dat și nu găsesc, unde, când a avut accidentul respectiv. Nu știu, la călărie, echitație. Nu știu, nu trec ăștia nimic pe Wikipedia. Nici o vorbuliță despre accidentul lui, da? De ce? N-au vrut să dezamăgească pur și simplu copiii. 1956, Iuliu Nosa, politician român. 1957, Ion Cindrea, politician român.
nu știu cine sunt dumnealor, în fine, le spune și lor la mulți ani. 1961, Heather Locklear, actriță și model american. 1961? Doamna are 53 de ani imediat, dar ce bine arată. Adică acum are 53 de ani. Arată foarte bine. 1964, Carlos Ruiz Zafón, scriitor spaniol. 1968. La 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 la. La 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 la. Get in jiggy with it. Will Smith e ziua unui alt supererou. L-ați văzut în Hancock. Joacă magistral rolul super omului bețivan. Cronic, așa. Și de asemenea face un rol magistral în I'm a Legend, în Independence Day. Băiatul ăsta joacă foarte bine. E, înainte să ajungă el actor, a și cântat. Era Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Nu mai știu care. El a fost The Fresh Prince, după câte știu eu. A fost și DJ la viața lui, dar joacă foarte bine. Mai sunt vreo 2-3. Morgan Freeman, Denzel Washington, Lawrence Fishburne, Martin Lawrence. Sunt câțiva actori de culoare care sunt absolut bestiali. Nu o să vă vină să credeți ce găsesc acum. Nu o să vă vină să credeți. E și ziua de naștere a soției domnului Michael Douglas. Catherine Zeta-Jones e născută dintr-o zi cu Michael. Poate de-aia s-au și înțeles atât de bine, nu? 1969. Diferență foarte mare dacă stăm să ne gândim că Michael Douglas, soțul doamnei, e din 1944. Vezi câțiva în diferență. 1986, Steve Forrest, baterist american din Placebo. 1987, Monica Niculescu, jucătoare româncă de tenis. Bun, așa cum vă spuneam, Catherine Zeta-Jones, una dintre cele mai frumoase femei din lume. Mie mi-a plăcut foarte mult în filmul The Legend of Zorro. Am mai avut câteva filme bune, dar o lăsăm acum așa povestea, să apuc să vă spun câteva titluri, că avem și azi amândouă cotidienele locale, Gazeta de Nord-Vest, Informația Zilei, începe în revista presei cu Gazeta de Nord-Vest. Am să vă citesc doar principalele titluri pe scurt. 7 medicamente noi pe lista de compensate, aproape 600 de joburi pentru absolvenți, avantaje pentru ambele părți, festival, concert de pian în deschiderea zilelor muzicale sădmărene. Primul clopoțel a sunat și după gratii, scandal în basketul sădmărean, Neagu Eleș este un impostor, asta e. Un copil de 2 ani a decedat la Socond, accident de muncă în subsolul bisericii. Hoț de electronice la doar 14 ani, rixă cu frișcă pentru castorică. Bun, atât. Luăm acum, dragi telespectatori, pauza publicitară. Ne întoarcem. Neața bună, bine v-a regăsit, dragi telespectatori, 8 și 5 minute, azi, joi, 25 septembrie 2014, ne-am întors din nou ca să facem show și avem foarte multe, foarte multe subiecte interesante astăzi. Le ocolesc întotdeauna pe cele negative. De ce? Pentru că e bine să începem, să ne începem ziua destinși. Pentru că nu accept să îmi intră reclamă. Ne omoară ăștia cu reclama pe net. Cred că și dumneavoastră ați constatat lucrul ăsta de câte ori navigați. Consider că e mai bine să pornim ziua destinși, relaxați, decât să ne enervăm așa aiurea. Am zis, m-am enervat destul, acum nu mai las știrile astea negative să mă afecteze, pentru că refuz să le citesc. Da, dragi telespectatori, să continuăm cu revista presei.
Pagina 3, Gazeta de Norvest, metode murdare de retrocedare a imobilelor în Sibiu. Cum s-a înstăpânit FDGR pe o clădire monument din abuzurile lui Klaus Iohannis, un fond special de caritate, ajutorul primăriei și FDGR vrea bunurile fundației. Centrul Sibiului a devenit de mult ținta samsarilor imobiliari. Problema este cu atât mai gravă cu cât cei care erau obligați prin lege să vegheze la apărarea bunurilor publice au fost parte la jefuirea proprietății comunității. Cele mai impozante clădiri din urbea transilvaneană au ajuns pe mâna celor care au administrat orașul timp de 24 de ani. Revoltător este faptul că totul s-a întâmplat cu complicitatea instanțelor care au dat sentințe cel puțin dubioase. Vă recomandăm acest articol, e foarte lung, nu o să vi-l citesc. Repere culturale, Livia Mărcan ninge cuvinte în vremea cu cântec, un articol semnat de reputatul profesor domnul Teodor Curpaș. Primul clopoțel a sunat și după gratii. Zeci de deținuți analfabeți s-au înscris la cursurile de școlarizare organizate de penitenciarul Satu Mare. E bine. E bine pentru că reducem analfabetismul. După ultimele statistici, suntem țara cu cei mai mulți analfabeți din Uniunea Europeană. Reguli noi de transport a copiilor în autovehicule. Pictorița Luminița Rusu expune la Satu Mare trei sădmăreni admiși la școlile militare de subofițeri jandarmi. Cristian Zmadu, președintele Partidului Conservator Satu Mare, Victor Ponta, va fi președintele României. Sunt absolut sigur de asta, domnule Cristian Zmadu, sunt în asentimentul dumneavoastră. Recalcularea plăților anticipate cu titlul de impozit. Traficul de carne vie, provocări și soluții, pagina 6, un articol semnat de colegul și prietenul meu Valeriu Ioan. E foarte interesant, vi recomand, timp de 4 episoade, doamna Sorina Bumbulus, psiholog și vicepreședinta Asociației Femeilor Împotriva Violenței Artemis Cluj Napoca ne-a prezentat câteva aspecte privind traficul de carne vie din anumite zone din Balcani, ca Bosnia, Kosovo, Muntenegru, Serbia, Albania, Grecia și România, Macedonia, România fiind o zonă sensibilă în acest sens și un centru important de racolare a victimelor. Menționăm că datele prezentate au fost extrase din rapoartele furnizate de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Organizația Internațională pentru Migrație și de surse din cadrul misiunii Națiunilor Unite privind recrudescența traficului de carne vie în Europa, raportul general fiind elaborat și prezentat de o echipă coordonată de Paul Radu România și editat de David Quinn de la biroul Institute for War and Peace Reporting. Din Londra, la întocmirea lui lucrând și Ștefan Candea, Sorin Ozon de la Centrul Român pentru Jurnaliști și Investigații, Julie Harbin și Nizara Ahmetasevic pentru Bosnia, Gazmen Kaplan pentru Grecia, Milorad Ivanović pentru Serbia. Da, se prezintă cazul unei românce care a reușit să scape din iadul traficului de carne vie din Macedonia, fiind una dintre puținele fete care a reușit să scape de peștele care o obliga să se prostitueze, găsindu-și adăpost la un centru special. În plus, ea este cuprinsă într-un program de ocrotire a martorilor, depunând mărturie într-un proces împotriva celor care au abuzat-o sexual. Povestea ei relevând doar o parte din afacerea prosperă pe care o reprezintă traficul de ființe umane din nordul Macedoniei, flagel început în orașe precum Tetovo, Valesta, Orstruga și continuat apoi spre sudul țării. Pe cont propriu, Serbia rămâne încă un stat în care rețelele mafiote sunt foarte puternice, revenind la fapte mai bune. Tocmai petrecuse anul nou în București, în cușca unui câine. Mă scutură frigurile când aud astea. O strategie regională antitrafic. Sunt subtitlurile acestui articol interesant. Concert de pian în deschiderea zilelor muzicale sădmărene. Manifestări bogate în cadrul nocturnei bibliotecilor la Satu Mare. Așa. Scandal în basketul sădmărean. Neagu Eleș este un impostor. Asta e.
Conducerea CSM-ului Sădmărean a dorit să clarifice anumite aspecte legate de fostul antrenor al echipei de basket, Petru Eleș, respectiv despre demiterea acestuia. Iubitorii și suporterii echipei au atacat pe site-uri și portaluri această decizie, iar președintele Valeriu Neagu a dorit să aducă argumente referitoare la acest lucru. Este un impostor, un subiect fabricat, buget prea mare la basket, proiect pentru promovarea sportului. Da, îi cunosc pe amândoi. Personal, amândoi îmi par oameni de treabă. Nu știu de unde a început tot ăsta, dar acum se spune că domnul Eleș și-a fabricat carnetul de antrenor și că la federație nu figurează ca antrenor de basket nicio persoană cu numele Eleș Peter sau Eleș Petru Emil. Carnetul de conducere anexat nu are ștampila Ministerului Tineretului și Sportului și nu corespunde carnetelor de antrenor eliberate de MTS. Se arată în comunicatul înregistrat cu numărul 956 din 25.08.2014. El și-a păcălit pe toată lumea. Presa, Federația Română de Basket, cu toții am crezut că dânsul e specializat și calificat. În plus, nu venea la antrenamente și sfida pe toată lumea. Din cauza acestor neconcordanțe a plecat Petru Eleș. Antrenamentele erau făcute de Monica Ivan, care era singura calificată în acest sens. Am vrut să facem lumină în acest caz și să prezentăm totul, a spus președintele Neagu. Ar fi de interesant de aflat și opinia domnului Eleș, Peter sau Petru, da? E un scandal foarte urât. Nu credeam că se va ajunge la asta. AJF Satu Mare, injurii și lovituri pe terenurile de fotbal din județ, despre asta o să ne vorbească colegul nostru Florin Mureșan, da? Eu cred că, nu știu, ar trebui creată o nouă disciplină, fotbal box sau box fotbal sau ceva de genul, unde începi cu fotbal și dacă se termină meciul la egal, care dă mai tare în parcare, ăla câștigă. Sau care fugărește mai repede arbitru. În orice caz, și colegul nostru Florin Mureșan a arbitrat și nu de puține ori a sfârșit meciul fugind prin păpușoi, prin porumbul, frate, de la marginea terenului de fotbal, fugărit de o ceată de țărani mai revoltați ca țăranii de la Răscola din 1907, care dacă puneau mâna pe el, vă dați seama că se putea întâmpla o tragedie. Nu știu de ce, unii sunt atât de mari dobitoci încât au impresia că dacă ești acasă, indiferent ce se întâmplă, echipa ta trebuie să câștige. Dacă nu, batem antrenor, batem jucătorii adverși, batem portarul lor, batem tot ce mișcă, frate, dacă n-au reușit să-i batem pe teren. Asta e o aberație. Păi atunci nu mai are sens să joci fotbal. Din start instalați un ring de box și care bate mai tare câștigă repriza. Și pe un nou meci de box pentru repriza a doua. Aiurea, unde-i fair play-ul? S-a pierdut în ziua de azi, locul lui a fost luat de huliganism și de manifestări de-astea, de o violență extremă, cutremurătoare câteodată, da? Unde a ajuns fotbalul? Unde-i fair play-ul? Fair play ne-a demonstrat David Beckham când Bănel Nicoliță săracu și-a tras autogolul și a căzut jos. Beckham a venit, i-a întins mâna și l-a ridicat de jos. Deci e o chestie extraordinară. Ei, dar sunt englezi, sunt lorzi, sunt gentlemen. De la ei vine termenul, lady, gentlemen, da? Sunt fair play. Dacă s-ar fi întâmplat meciul ăsta cu, nu știu, juca Steaua cu Bănelul lor, jucau cu Dinamo, cu Craiova, cu Piatra Neamț, cu Astra, cu Rapid, și străgeau un autogol, ăla sărea într-un picior, Țurca, Bambiliciu, ho-ho-ho, de bucurie, nu să ridice de jos pe amărâtul de Bănel, care se gândea, mamă, cum mai dau acum ochii cu tata Becali. Aoleu, autogol. Beckham s-a dus și a zis, om, ridică-te de acolo, știu ce simți, îmi pare rău pentru tine. În loc să se bucure, ia mă și-o tras, fraierii, autogol, noi conducem. Nu, ăsta este fair play-ul. Un copil de 2 ani a decedat la Socon. Peste victimă au căzut mai multe cărămizi desprinse dintr-un coș de fum. Dumnezeule Doamne!
Accident de muncă în subsolul bisericii. Nu vine să cred. Nu mai ești în siguranță nicăieri. Mergi pe stradă, îți pică cărămizile de pe acoperiș. Te duci în subsol la biserică și acolo pățești. Polițiștii de investigații criminale au fost sesizați marți prin Serviciul Național Unic Apeluri de Urgență 112 de către Florin F. despre faptul că un tânăr în vârstă de 24 de ani, angajat al unei societăți, a căzut în timp ce efectua lucrări la subsolul unei biserici. Unde a căzut? Că de la subsolul unde mai cază? Sau era pe scară? La fața locului s-a constatat faptul că Zoltan H. efectua lucrări de compartimentare la subsolul bisericii și a căzut de pe scară. Da. Suferind leziuni la mâna dreaptă. Victima a fost transportată la Spitalul Județean Satu Mare, unde în urma investigațiilor medicale a fost diagnosticat cu politraumatism prin cădere și plagă tăiată la mâna dreaptă. Rămânând sub supraveghere medicală, polițiștii și inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă Satu Mare continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele care au dus la producerea accidentului de muncă. Da. Bănuiesc că printre telespectatorii noștri se află și cititori. Bănuiesc că printre acei cititori se află și fani ai renumitului vizionar, pentru că dumnealui a fost un vizionar. A scris niște romane mult prea tari pentru vârsta lui, pentru vremea lui. Fani al lui Jules Verne. Bănuiesc că dacă sunt printre telespectatorii noștri fani al lui Jules Verne, au citit și romanul Capitan la 15 ani. Acum noi avem un articol în Gazeta de Nord-Vest care se intitulează Hoț de electronice la doar 14 ani. Mai tare ca Jules Verne, că ăla lui Jules Verne avea 15. 15, mamă. Ăsta are doar 14. Da, dar ăsta, ăla unul a fost capitan, iar ăsta e hoțoman. Tires. Ce să facem? L-a născut mămica lui cu lipici pe mână, cu super glue, cu lipici instantaneu, cu de la mă distrează, cum îi spun ungurii, pilonotrogostou. Lucrătorii din cadrul Inspectoratului de Poliție a județului Satu Mare au identificat marți 3 persoane ca fiind autorii unei infracțiuni de furt. Astfel, patrula mixtă formată din polițiști și jandarmi din Carei l-au prins în flagrant pe Gheorghe M, în vârstă de 18 ani, din Carei, care a pătruns prin escaladarea gardului în curtea unui imobil situat pe strada Lacului cu intenția de a fura bani. În urmă cu aproximativ 2 săptămâni, un localnic din Supur de Jos a reclamat polițiștilor din cadrul postului de poliție Supur faptul că persoane necunoscute au pătruns în locuința sa, de unde au sustras diferite bunuri. Vezi de ce e bine să-ți iei un câine de la adăpostul Free Life? Că latră și nu-ți mai intră hoț în curte, că se teme. Majoritatea oamenilor se tem de câini. Da, sunt și ceilalți, ca de exemplu eu, care cunosc foarte bine câinii și nu se tem. Tocmai datorită faptului că nu mă tem, am fost capsat de vreo 3 ori, dar n-am murit. Da, din cercetările efectuate la fața locului a rezultat faptul că pentru pătrunderea în locuință autorii au folosit chei potrivite. Opa, băi, cine are chei potrivite? Apropiații, că nu vine nimeni din colțul ăla de planetă să zică, băi, hai să intrăm la Gheorghe să vedem ce are. Și scoate din buzunar exact cheile care se potrivesc la tine. Iala, au intrat, au luat, au confiscat, au plecat. Și tu rămâi bosunflat. Au folosit chei potrivite, iar din imobil au furat 3 telefoane mobile, o cameră digitală, 2 tablete și un ceas de mână electronic. În urma cercetărilor efectuate a fost identificat autorul, acesta fiind un minor în vârstă de 14 ani care se afla la prima faptă de acest gen. Întrucât bunurile sustrase au fost recuperate, între reclamant și minor a intervenit împăcarea, iar în acest caz răspunderea penală a fost înăturată. Tot marți, polițiștii din Săcășeni au identificat autorul unei infracțiuni de furt calificat comisă în cursul zilei de luni. Astfel, Felician I, în vârstă de 42 de ani, ar fi pătruns în anexă prin distrugerea lacătului cu un levier și ar fi furat bunuri alimentare și o lanternă marca Bailong, cauzând un prejudiciu de 350 de lei.
prejudiciul și în acest caz a fost recuperat și predat părții vătămate. Da. Am ajuns la concluzia că în România se cam fură. Dar nu orice, se fură totul. Tot ce poate fi transportat cât mai ușor și încape în buzunare cât mai mici. Ce caută hoții în ziua de azi? Păi am auzit de cazul unde au spart la cineva și nu au luat bijuteriile. Au luat banii. Faptul că nu a luat bijuteriile le-a relevat polițiștilor că erau profesioniști. Și eu am întrebat așa ca fraierul, ca găina. Cum adică ei au avut aur și nu l-au luat? Da. Dar zice polițistul care mi-a povestit cazul, știi ce se întâmplă? Aurul. Ori se duc cu el la amanet și îl găsești, ori se duc la bișnițar de aur și iar îl găsești, ori îl vând și tot îl găsești. Dar banii sunt toți la fel. Ei, acum mi-au luat, nu mai ai șanse să... De ce? Sunt toți la fel. Iar e pus în circuit, salut, s-a dus. Dar după aur îl găsește imediat și probabil, zice, o fi fost un recidivist între ei care a pățit-o înainte. S-au fript, cum s-ar spune. Și știu că la un moment dat domnul capitan a ajuns major în rezervă, da, Coroianu, a rezolvat un caz de ăsta de fur de aur, a găsit la a noua persoană. La a noua persoană bijuteriile. Deci vă dați seama că trecuseră pe la 8 vânzători cumpărături bijuteriile și totuși i-a găsit. Cumpărătorii ăștia... I-a găsit. Da, avem niște povești foarte interesante, dragi telespectatori, nu știu cu care să încep, dar n-aș vrea să vă panichez, așa că o lăsăm încet. Gift show, nu. Asta nu-mi place. Deci sunt unele care sunt total aiurea, absurde. Absurde. Da. Lovitură fatală primită de Daniela Crudu după ce a încercat orice ca să-l întoarcă pe Nilă acasă, fotbalistul o execută. Blonda a luat cupa. În ultima săptămână a fost un coșmar pentru Nilă, dar și pentru cele trei femei din viața lui. Cruduța, Olteanca, Alina și Denisa Botcari. După nume pare a fi Republica Moldova. Botcari, numele ăsta, etimologia numelui în suna Chișinău. Dar apele s-au liniștit, iar Nilă îi dă lovitura de grație Danielei. În cele din urmă a ales să rămână cu Alina. Eu mi-am amintit de faptul că la un moment dat Gigi Becali era foarte pornit împotriva Danielei Crudu, că dansa acolo la show păcătos, la capatos, la dezmăț, la destrăbălare. Și Daniela a renunțat la tot pentru băiatul ăsta. S-a făcut fată de casă, mergea la piață să cumpere verdeață, cunoștea frigiderul și cratița și aragazul mai bine decât orice gospodină, făcea curat, îl aștepta cu masa pusă și ăsta s-a dus la bagaboante. Vezi, mamă, dacă nu mai ești tu bagaboantă, și-a găsit el altele. Asta să fie oare... să fie morala? Nu știu. Hai să vedem. Cruduța a vărsat lacrimi cât să formeze un lac artificial de acumulare, bineînțeles, plângându-se de-a lungul timpului despre relația dificilă și încordată pe care a avut-o cu stelistul Mihai Costea. Dar cum în viață e rău cu rău, dar mai rău fără de rău, Brunete nu i-a picat deloc bine nici când a aflat că Nilă și-a găsit fericirea în brațele altei fete, acuzându-l că a înșelat-o cu nerușinare. Și deși în ultimele luni a făcut tot ce i-a stat în putință ca să-l aducă înapoi acasă, se pare că Bruneta e nevoită să-și ia adio definitiv de la cel care i-a fost iubit mai bine de 3 ani. De 6 luni, Nilă formează un cuplu cu Alina Lică. E o fotografie aici și cu doamna aceasta, cu Alina Lică. Nu, scuzați-mă, dar nu mi se pare deloc interesantă. Nu există femei urâte, dar asta e o femeie așa, o frumusețe ștearsă, așa, a șters-o. Adică e o față banală, de asta care nu o ții minte.
intri în dialog cu ea pe stradă, așa, nu vă supărați, n-aveți, ba, am poftiți, așa, și te duci mai departe. Și nu îi reții fizionomia, aspectul. De ce? Pentru că e o frumusețe ștearsă, comună, banală, dar dacă ai dat nas în nas cu, cu Daniela Crudu, n-ai cum să o uiți repede. Asta vă garantez eu. Fata asta la tăi e așa, o fată. De 6 luni îl formează un cuplu cu Alina Lică, însă în momentul în care Daniela a ieșit pe post și a început să dea detalii despre povestea lor și despre faptul că a fost tradusă, ea cam bulversat pe amândoi. Acum însă se pare că lucrurile s-au așezat între ei și că totul a reintrat într-un făgaș normal. Alina s-a speriat foarte tare că s-a trezit vedetă peste noapte și ea nu-și dorește asta. Da, nu, chiar deloc. Nu. Și cu atât mai mult nu vrea să-și expună familia. Așa că timp de câteva zile în perioada scandalului a stat închisă în casă. Dar oare cine a închis-o? A, bunica! În permanență a ținut legătura cu Mihai, au dezbătut, s-au sfătuit, au tras concluzii. Acum totul e ok între ei, scandalul nu a reușit să-i despartă. Da, avem același sânge în vine și frați vom fi până atunci când moartea ne va despărți, pentru că nimeni niciodată, nimeni nu o să poată să ne despartă, citat din Biugi Mafia. A povestit una dintre cele mai bune prietene ale Alinei pentru cancan.ro. Ce are în plus Alina față de Crunuța? Bănuiesc că e mai tânără, mai necunoscută și în consecință mai ieftină pentru buzunarul unil ăsta. Olteanca s-a liniștit și după ce în cursul zilei de marți a fost făcută publică o înregistrare telefonică între Denisa Botcari, cea care a susținut că a avut o aventură de weekend cu Nilă în urmă cu 2 săptămâni, și un bărbat. În discuția respectivă, Denisa recunoaște faptul că totul a fost o încenare și că a planificat totul împreună cu Daniela de dragul ratingului, asta în cazul în care înregistrarea este cu adevărat veridică. Ce nu face omul de dragul ratingului? Da, deși prietenii ei susțin că încă suferă după Nilă, Bruneta încearcă să disimuleze. Și cum nu mai există nimeni în viața ei care să o țină cu forța în casă, Daniela și-a strâns gașca și a început să iasă în oraș. De remarcat că Bruneta a optat la ultima ieșire pentru o ținută mai mult decât provocatoare, cu un decolteu imens care mai avea puțin și ajungea la buric. Mamă! Cum să ieși așa în oraș? Că doar nu ieși la strand. E frig acum pentru strand, nu? Sau poți să ieși în aquaparcurile care, da, au și piscine acoperite. Da, referitor la cazul lui domnul locotenent colonel Turcescu, fostul ministru al apărării Gheorghe Tinca lansează o ipoteză șoc. Fostul ministru al apărării ne spune că mascarada cu Robert Turcescu, ofițer acoperit, a fost lansată ca să deturneze atenția de la una dintre cele mai mari enormități comise de președintele Băsescu. Acesta s-a arătat indignat de batjocura președintelui la adresa serviciilor secrete. Numele ofițerilor, i-au zis ce zice ăsta? A fost ministru al apărării, cunoaște procedurile, știe tot ce se întâmplă acolo. Numele ofițerilor și agenților sub acoperire ai serviciilor secrete nu sunt știute nici de președintele țării, nici de miniștrii de resort, a afirmat Gheorghe Tinca. Acesta consideră că parlamentarii nu ar trebui să-l cheme la audieri pe ministrul Dușa și nici să-i pună întrebări stupide legate de ofițerii sub acoperire. Cum să întrebi un ministru dacă este cineva sau nu este ofițer sub acoperire? Este o întrebare de diletant, dar Robert Turcescu, în așa zisa lui mărturisire, a prezentat acte false și irelevante. Fițuicile alea aruncă totul în derizoriu. Cum să-ți dea cineva bani pe hârtie fiind agent secret? M-ați înțeles despre ce-i vorba? Agenții secreți, de obicei, nu semnează stat de plată, nu se duc acolo la sediu să-i vadă toată lumea, că atunci cum e el secret, cum e acoperit, nu. Ăștia li se alimentează din partea unei fundații non-profit contul. Sunt trecuți acolo ca voluntari, dar totuși li se dau niște bani, s-au angajat, post de portar, post de vicepreședinte, așa mai departe. Dar mai știu un lucru, am vorbit cu cineva care cunoaște foarte bine sistemul și mi-a spus o treabă.
securiștii vechi și seriștii noi, cei care și-au fabricat câte o legendă, în al căror CV nu vei găsi școala de ofițeri sau academia sau așa mai departe, sunt unii dintre ei au acolo la meserie, formare profesională, nu știu ce, facultatea de drept, avocat, alții sunt juriști. Juriști. Dar în cazul lui Robert Turcescu, i-au scăpat câteva litere în plus acolo, în loc de J, U, R, I, S, T, i-au pus jurnalist. Deci e în plus N, A, L. Cuvântul, în termenul jurist, au mai inserat trei litere. N, A, L. Și în loc de jurist a ieșit jurnalist. Da? E posibil. Deci, despre asta este vorba. Nu ai cum să primești fițuici ca ofițer sub acoperire. Exclus. Trebuie să fii tâmpit, nu? Le găsește cineva, e clar cât de acoperit mai rămâi. Unul la mână. Astfel, cum să fii ofițer acoperit e o contradicție în termeni. Este sub acoperire, dar îi se văd picioarele, capul, mâna, când ia banul, e o făcătură. Eu am spus de la început că mărturisirea lui Turcescu a venit ca să acopere greșeala lui Băsescu privind ofițerul sub acoperire, candidat la președinție. Eu cred că nu este atât de descreierat ca să mai continue cu prostia asta pe care a spus-o. Asta cu Turcescu este o abatere, o distragere de la ce a spus el. Mai trece timpul, se uită, a declarat Gheorghe Tinca. Cei din NATO râd de noi acum. Fostul ministru ne mai spune că scandalurile cu ofițerii acoperiți au reușit să strice și mai rău imaginea României în afară. Probabil mai rămăsese un domeniu în care nu ne făcusem de râs. Am băgat și instituțiile alea care, or fi cum or fi, dar orice stat are așa ceva și le respectă, nu umblă cu ele prin târg. Cred că cei din NATO râd de noi acum. Lucrurile astea sunt aproape sfinte. Orice stat care se respectă, orice ziarist, orice funcționar, orice român până la urmă trebuie să le apere. Mai ales că suntem și în NATO, o societate civilizată și vii tu, Băsescu, să arunci un pietroi cu ofițerii sub acoperire. Este bajocură pur și simplu, a mai afirmat Gheorghe Tinca. Turcescu e o muscă și ar trebui anchetat în legătură cu confruntarea electorală din 2009 dintre Băsescu și Gioană, unde a fost părtinitor pe față cu Băsescu, declară Gheorghe Tinca, fost ministru al apărării. Serviciile de informații, fie că sunt din armată, MAI sau SRI, nu vor spune niciodată cine sunt ofițerii sub acoperire. Este o activitate legitimă. Apăr ceva, curiozitatea nu are niciun sens, este contraproductivă, declară Gheorghe Tinca, a fost ministru al apărării. Păi în asta stă puterea unei țări, în serviciile secrete, în informații. Dar bineînțeles, în serviciile secrete, care luptă cu dușmanii țării, cu inamicii. Nu stă puterea în serviciile secrete care își urmăresc proprii cetățeni. Că asta nu e ok. Asta deja se numește poliție politică. Dar tot respectul pentru cei care sunt pe frontul nevăzut, din umbră, și luptă pentru țara asta. Și luptă pentru a ne oferi la timp informații menite să contracareze atacurile la propriu sau la figurat al unor alte terțe puteri la adresa siguranței noastre naționale. Așa cum vă spuneam, na. Actorii români aduc critici dure lui Andrei Pleșu să stea în banca lui. V-am spus că de-a lungul anilor l-am apreciat pe Mircea Badea, dar m-a dezamăgit că s-a luat de Andrei Pleșu, s-a luat de Cristian Tudor Popescu. Am avut un mare, mare respect pentru moștrii sacri, printre aceștia numărându-se și Andrei Pleșu. Acum mă dezamăgește. Nu știu de ce, dar mă dezamăgește în ultimul hal. Iată ce i-a spus Vladimir Găitan. I-au trimis mai mulți actori o scrisoare. Alții, nu cei ca de ieri de alaltăieri. Vladimir Găitan povestește că, deși a avut supărările lui cu Radu Beligan, Andrei Pleșu nu avea niciun drept să-l critique atât timp cât după anii 90 și-a schimbat opțiunile politice după bunul plac și nimeni nu a comentat. Domnul Pleșu nu era cel mai îndreptățit să facă acest lucru, să dea lecții de morală.
dacă îl comenta un om curat din tânăra generație, nimeni nu obiecta. Dar domnul Pleșu a făcut politică la greu, iar din 90 încoace, când l-a solicitat vreun partid, el nu a spus nu. A fost și cu Iliescu, și cu Roman, și cu... Așa cum el a avut opțiunile lui politice, s-a schimbat cum a vrut, cu cine a vrut și nimeni nu i-a reproșat vreodată, așa trebuie lăsat și maestru Beligan să aleagă. Care e problema? Domnule Pleșu, tocmai matale s-au terminat subiectele de scris. Stai, frate, în banca ta, ești un om inteligent, lasă-te de politici cu, de polemici cu Beligan, a declarat Vladimir Găitan. De asemenea, Alexandru Arșinel, Stella Popescu, sar și ei în apărarea maestrului Beligan. Eu spun că noi putem să fim mândri că avem un actor de talie mondială cum e domnul Radu Beligan, directorul Teatrului Național București, ajuns la o vârstă matusalemică. Și într-adevăr, nu trebuie să permitem să vină care cum vrea să-l calce în picioare, indiferent că are nume de monstru sacru sau nu. Tot respectul pentru opera domnului Pleșu, dar de data asta m-a dezamăgit. Bun, dragi telespectatori, luăm pauza publicitară, ne întoarcem cu invitatul. Neața bună, dragi telespectatori, vedeți că am ceva mâine aici, cei neavizați s-ar putea să creadă că am o armă albă, o bâtă. Nu, că sunt fan al artelor marțiale, dar nu, este un instrument muzical, ci că vine ploaia, ia ascultați aici. Îi spune bună dimineața vechiului nostru prieten, celui mai renumit toboșar din județul Satu Mare, unul dintre cei mai buni din România, Mr. Cerei Ciobo, cunoscut sub numele de scenă Ciopci. Bună dimineața, Ciopci, bine ai venit la noi! Bună dimineața, îmi pare bine că sunt aici și bună dimineața tuturor care s-a trezit. Dragi telespectatori, are o jucărie mai tare decât a mea. Fă-ne o demonstrație, că m-ai omorât. Dar numai amândoi să facem. Hai, amândoi. Ok. Da. Un, doi, trei și... Fix, ne-am oprit amândoi, da. N-am mai lungit-o. Ciopci, te rog frumos să-mi spui cum se numește minunea asta. Lemn de ploaie. Lemn de ploaie? Da. Așa că zici că vine ploaia. Curge foarte încet în el, în pofida, da. Nu știu, sfidează legile gravitației, bomboanele care sunt înăuntru, că mie îmi place să cred că sunt bomboane. Ia, ascultați. Poți să joci cu ei toată ziua. Nu du-te statul. Am constatat că are un efect calmant. În ce țări se folosește minunea asta? Că sunt sigur că nu în Ortenia, la Cărușari. A, nu. Păi este în ăsta, în deșert. În deșert. Deșert, adică, pardon, mai bine zis în junglă, scuze. În junglă. Junglă. Acolo sunt păduri ăștia de ploaie. Da, ai auzit de păduri de ploaie? Tropicale, unde sunt, da. Tropicale. Unde sunt pomii ăștia care cresc acolo? Și multe ori se aude când se usucă ploi ăsta, lemnele ăsta, și atunci cad miezul în și se aude. Da, uite, eu m-am uitat la filmul cu Cartea Junglei, unde regele maimuț se spune lui Mowgli, I wanna be like you. Și nu era... Acum, de fapt, depinde în ce pădure a fost și aia. Nu era, da, depinde în ce pădure a fost filmat, vezi, ai dreptate. Dacă era nu, la noi... Tot... Păi și aici sunt păduri în țara oașilor, într-o pădure de pruni. Nu, no, dai seama că dacă bagi nu mai făcea filmul că se îmbăta regizorul. Da. Sau cădea pe cap prunele. Da, sau cădea prunele. Nu nucile de cocos, da, exact. Sau bananele. Ciopci, ești invitat astăzi să participi la un spectacol aniversar. Da. Despre ce este vorba? Spune-ne câteva cuvinte, te rog. Păi uite, eu de acolo aș putea să încep că... În anii 70 am cântat
prin festivalul, atunci Festivalul Cântarea României, așa se numea, și era festival foarte, foarte bun. Acum mă reamintesc, erau foarte bine organizate în România și era în mai multe locuri, adică Timișoara, București, mă rog, peste tot. Și la unele festivaluri din ăștia am întâlnit cu Dan Cristian. Era gitarist atunci și cânta cu trupă din Satu Mare, acum nu mai știu. Era cu o trupă Meridiane, da, Meridiane atunci. Meridiane. Cu Berindei, cu astea. El a fost, a umblat peste tot în țară și el în vremea aia. Atunci am cunoscut pe săracul Bacoaș Piștri, care nu mai este între noi. Da. Tot așa prin festivalul umblase cu altă trupă din Satu Mare, pentru că și eu am fost cu trupula aia din pe zona aia din Mercuraciuc, cu Voxu. Și așa ne-am cunoscut cu Dan Cristi. Ei, a trecut un timp și iată, uite, am ajuns și eu la Satu Mare și am întâlnit iarăși aici și am cântat împreună o vreme. Da. După aia, no, fiecare făcea treaba lui și acum am ajuns să cântăm și să facem un concert aniversar al lui. Da. Are 45 de ani de chitară, da? E da, fabulos. Păi, acum... Hai să-ți spun ceva. Eu l-am prins pe Dan Cristian prima dată, eram copil, dragi telespectatori, nu o să vă vină să credeți, dar el nu s-a schimbat deloc la fizionomie, Dan Cristian. Eram copil și mergeam la cenaclu Cetatea, mi se pare că se numea, a poetului, regretatului poet Emil Matei. Da. Și Dan Cristian venea și făcea un one-man show fantastic, deci era foarte bun umorist. Stand-up comedy, deci de ăștia din ziua de azi cu stand-up comedy sunt mici copii pe lângă ce făcea Dan Cristian. Și eu cu colegii încercam să ne luăm bilete, să ajungem întotdeauna în primele rânduri, nu numai să-l auzim, să-i vedem și mimica, deci să-l vedem de aproape, că făcea așa câte o figură de mirat, de picai pe spate de râs. Era foarte tare omul, foarte tare. Și astăzi când îl întâlnesc, are aceeași fizionomie de atunci, nu s-a schimbat deloc, nu îmbătrânește. Da, e interesant, un băiat extraordinar. Eu acum, de ieri când am repetat, atunci am aflat că el de fapt a început cu actoria, nu cu muzica. Da, nu știam, da, nu știam, la Teatrul din Nord, da. Nu știu dacă a fost la Teatrul din Nord, dar el a fost după aia, când în anii 90 a fost actor, membru a Teatrului de Nord. Bineînțeles, asta a fost când am fost și eu aici, dar eu nu știam că înainte de a ne întâlni noi în anii 70 a mai fost el actor. Da. No, dar era, e un talent extraordinar ca și actor, ca și muzicant, într-adevăr. Și ce am constatat acum, că are câteva piese proprii care foarte bine sună. Și a fost făcută atunci, în anii 80, mi se pare. Da, în anii 80, când a cântat el. Și el a mai umblat prin țară cu alte formații, cu Roșu Negru, mă rog, cu alte trupe care a mai povestit el. Da. Cine mai participa? Cine mai vine? Este un băiat, adică băiat, tot așa mai în vârstă, Achim Giuri, care a fost toboșarul trupei Meridiane în vremurile alea. Eu, când am venit aici, un an, doi am prins pe el, că a plecat în altă țară, că în Ungaria. Berindei, cunoscutul Berindei, care este tata copiilor și face foarte mult, se ajute foarte mult pentru copiii ca să se lanseze. Mugurel, acum nu mai știu ce Mugurel, cum o cheamă, cu numele al lui Mugurel, basistul, da, care da, a fost da. Aici, a lucrat aici 10 ani și e din Deva, acum. Și David Sebastian, cu care am cântat eu un timp cu trupa cu care am cântat atunci. Și Vali. Acum nu știu, nu mai pot să spun toate numele, că nu mai amintesc. Da. La toate numele, adică Vali, gitarist. De la ce oră, începe? De la 7 seara. Foarte tare. Aici la Geme Zanfilescu, da? Da, da. Bun.
să terminăm cum am început, dar înainte de asta te rog să adresezi câteva cuvinte telespectatorilor. Să mă gândesc și eu acum ce să spun. Să aibă toată lumea o zi foarte frumoasă, chit că este puțin mai frig. Acum am fost nu de mult în concediu acasă în Giurgiu. Acolo era atunci așa frig ca aici, acum am auzit că a nins, dar totuși să fie o zi bună pentru toată lumea, să nu să fim frică de rece, că totuși dacă vine o să avem căldură în suflet. Toată lumea să aibă. Da, o să avem căldură în suflet. Dragi telespectatori, înainte să vi dau pe Mr. Florin Mureșan, să mai tragem un recital cu Ciopci, pentru că îmi place jucăria asta, este adorabilă, dar de fiecare dată Ciopci nu încetează să ne surprindă, vine cu noutăți. O să fac un muzeu. O să faci un muzeu până la urmă. Da, expoziție. Haideți să dăm drumul. 1, 2, 3 și... Mulțumim, Ciopci, dragi telespectatori, la aplauz și locul dumneavoastră a fost fabulos și o să rog și data viitoare să vină tot cu măciuca asta, că sună bine, sună foarte bine. Da, înainte să vi dau pe Mr. Florin Mureșan, am bani cu zile și ca de obicei am două, trei, da, vedem noi acum. Fiul vine la tată și spune, tată, tu crezi în fantome. Tata se oprește pe holul lung din mijlocul Palatului Scoțian și zice... Nu, fiule, dar nu există așa ceva. Bine, tată, dar servitoarea mi-a spus că totuși fantomele există. Atunci împachetează, fiule, cât de repede poți, ne cărăm de aici. Dar de ce, tată? Păi noi nu avem servitoare. Așa, uite că o să-mi distrug telefonul, era să scap măciuca pe el. Așa. Și cel de-al doilea, nu, treia. Foarte tare. Horoscopul valabil astăzi pentru toate zodiile. Veți avea necazuri financiare. Așa, și unul care sună foarte bine. Cum sună în 2014 noua formulă de cerere în căsătorie? Iei poziția în genunchi în fața iubitei și o întrebi. Draga mea, am rate, vrei să le împarți cu mine? Vă mulțumesc că ați fost și azi alături de noi. Vi-l dăm pe Mr. Florin Mureșan. Noi ne întâlnim mâine dimineață la 7 fix pe Norvest TV la un nou ceai de dimineață. Sunt DJ Gabi și vă spun bye-bye. Zile Florine! Bună dimineața, Gabi, bună dimineața, Ciopci, bună dimineața telespectatorilor noștri și să spunem așa că e o zi de joi, ca de obicei de acum înainte, înaintea partidelor din campionatul Olimpia va organiza o conferință de presă astăzi la ora 12:30 și înaintea meciurilor din deplasare conferințele de presă vor avea loc joia, iar înaintea meciurilor din deplasare vinerea. Așadar, Olimpia joacă în acest weekend în deplasare. Echipa noastră va merge la Pitești pentru partida cu CSM Mioveni. CSM Mioveni care joacă în această seară în Cupa României, s-ar putea ca echipa noastră să profită oarecum de oboseala acumulată de jucătorii antrenați de Claudiu Niculescu. Așadar, un weekend în care Olimpia joacă în deplasare duminică și nu sâmbătă, duminică de la ora 11 la Mioveni. În weekend însă vom avea meci acasă pentru echipa de basket de la CSM Satu Mare la ora 12. CSM Satu Mare va întâlni SCM Universitatea Craiova, prima etapă a Ligii Naționale la basket feminin. Apropo de conferință de presă, ieri a fost conferință de presă și la primărie. Despre ce s-a discutat acolo, aflați pe larg în Gazeta de Nord-Vest, discuții legate de
postul antrenor Petru Eleș, documente prezentate acolo de conducerea CSM-ului și vă spuneam, toate declarațiile le găsiți într-un material amplu în Gazeta de Nord-Vest de astăzi. Tot în Gazeta de Nord-Vest, despre sancțiunile dictate marțiară de Comisia de Disciplină a Asociației Județene de Fotbal. Sunt meciuri multe, normal, nervii uneori întinși la maxim, avem injurii, lovituri pe terenurile de fotbal din județ și cazuri, unele soluționate, altele amânate. N-a fost însă nimic spectaculos, ca să spunem așa, mai mult de două etape de suspendare nu s-au dat în ședința de marți. Vom avea la sfârșitul săptămânii o partidă interesantă în Liga 4 de elită, practic derbiul campionatului, se va juca sâmbătă pe stadionul Someșul, cel mai probabil, de la ora 17. Someșul Loar va întâlni Olimpia 2 Satu Mare, așadar iubitorii fotbalului din Satu Mare invitați să vadă una dintre partidele importante din noua Liga 4 de elită. Apropo de fotbal, trecem la mini-fotbal. Dacă campionatul de la Rania abia a început, iată că cel de la Carei, de la Union Sport, s-a terminat. Echipa prietenilor Boratoc a câștigat ediția 14-a campionatului fără punct pierdut. De asemenea, de săptămâna aceasta se va pune în mișcare și noua ediție, ediția 15-a campionatului, care dă campioana zonei Carei. Și să încheiem cu Cupa României, dar la Floretă, la Timișoara, a avut loc competiția rezervată fetelor. Încă sunt prea mici sportive de la CS Satu Mare pentru a emite pretenții la medalie. Alexandra Lazina a obținut cel mai bun rezultat, locul 9 la Cupa României. E o Cupa României câștigată de Maria Boldor într-o finală cu Mălina Călugăreanu, 15-9. Atât deocamdată din sport. Ne vedem și mâine dimineață. Să aveți o zi frumoasă alături de Nord-Vest TV. Domnilor, domnilor și domnilor, ladies and gentlemen.